Ednestaia Dams, o elevă de liceu, îl găsește pe fratele ei Puchley legat într-un dulap. Ea vede o viziune psihică a bătăușilor săi pe care încearcă să-i omoare pentru răzbunare, dar este exmatriculată. Părinții ei, Morticea și Gomez, decid să o înscrie la Nevermore Academy, o școală pentru ființe rare. Între timp, un excursionist este ucis de o creatură necunoscută lângă Nevermore. Părinții lui Ednestai îl trimit pe din o mână fermecată, fără trup, pentru a veghea asupra ei. Se întâlnește cu colega ei de cameră enid, complet opusul ei, și se duelează cu Bianca, cea mai populară fată, după ce a agresat un alt băiat, Rowan. Mai târziu, Ednestai este aproape ucisă de un gargui care cade, dar este salvat de fostul iubit al Biancăi, Xavier. După ce a scăpat de ședința de terapie ordonată de directoare, Udnestai îl întâlnește pe Tiler, care acceptă să o ajute să scape din nevărmore. Cu toate acestea, ea este prinsă de Larissa Wims și dusă înapoi la școală. Mai târziu, Tiler și Udnestai se întâlnesc la târgul local, iar Udnestai are o viziune despre moartea lui Rowan. Rowan încearcă să o moare, dar este ucis de monstru. Udnestai rezumat Miercuri și joi de la ora 8:00 numai pe Insta Media.